Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre un proiect interesant care va urma să se lanseze la un moment dat și pe mainnet. Un proiect pe care îl voi acumula zi din capul locului. Dacă vă place acest tip de content, like, subscribe, mă ajută foarte mult și vă mulțumesc. Vorbim despre proiectul Avail, a v a -I -L am ceva super tare să vă prezint, adică, dați seama, toate videoclipurile mele sunt super tari, încerc să le analizez cât de bine pot, să caut tot ce este interesant și să luați voi singur decizia dacă e un proiect în care merită să investiți sau nu. Imediat trecem și la ce este avail, ce vor să facă, dar primul lucru care trebuie să-l faceți voi a trebuit să uitați la acest video ce este Celestia, cu ce inovații vine în spațiul cripto, prezentare Project plus părerea mea, este un video filmat în 21 octombrie. Avail este exact concurentul direct al Celestia. Sunt ambele proiecte pe aceeași nișă. Ambele sunt foarte tari din punctul meu de vedere, nu ar trebui ratate cele două proiecte. Și atunci, dacă vă uitați la video asta, și atunci o să înțelegeți multe chestii și pe termen tehnici, ca să zic așa, ce înseamnă data availability pentru Ethereum și alte criptomonede. Deci nu, asta zic, aici am învățat și puțin din spate și după aia o să înțelegeți și mai bine acest video. Ok, dacă v-ați uitat la acel video, atunci puteți continua acesta. Acum, ce este Avail? Cum am zis, este un, tot un, L, un fel de L2, este un proiect care scalează proiectele pe partea aceasta de data availability. Dacă vrei să mă susțineți. Tot ce înseamnă Ethereum, ecosistem Ethereum și așa mai departe, nu neapărat, pentru că, din păcate, Ethereum nu mai are acum aceleași povești. Știm toți cât de nepregătit a fost pentru Nivelul mare de adopție care există în prezent în spațiul cripto și mai ales pentru viitorul care va veni încet dar sigur. O să fie tot mai multe persoane care să interacționeze cu cripto și cu ecosistemul Ethereum. Și atunci cei de la Veil vor să facă același lucru ca cei de la Celestia. Și acum până la urmă, frate, da, na, am înțeles Celestia, acum Veil, ce au ăștia în plus față de ceilalți? Sau de ce m-ar interesa Veil? și nu se sau și așa mai departe. Și primul lucru care l-am făcut, am vrut să văd, adică să văd, știam deja, vreau să vă prezint cine este echipa din spatele celor de la Avail. Deci cofondatorul celor de la Avail este domnul Anurag Arjun, imediat ajungem și pe site-ul și vedeți care este echipa și cine este el. Este un cofondator al Polygon. Polygon cred că știe deja toată lumea cât de tare este acest proiect și tot ce vor să facă, mai ales pe scalarea Ethereum și așa mai departe. Avail e o parte din proiectul Polygon, s-au rupt în martie 2023 și atunci ei merg cumva independent de... nu mai au nicio legătură cu Polygon. Și acum, păi da, dar de ce s-au rupt? S-au certat? Ce s-a întâmplat? Dar de ce să mă intereseze? Sincer, pot să fie o multitudine de motive, nici nu mă interesează. pot să fac supoziții că nu s-au înțeles, nu știu, la viziune, că nu s-au înțeles la bani și așa mai departe. Nici nu contează. Uitați-vă și la Cardano, cum a apărut Cardano. Tot așa pentru că Vitalik nu s-a înțeles cu Charles Hoskinson, care și-a creat alt proiect. La fel, Polkadot, cum a apărut. Gavin Wood nu s-a mai înțeles cu Vitalik și atunci, astăzi, nu trebuie să le luați faptul că ei au fost împreună într-un proiect și după aia s-au separat. Asta nu înseamnă că un proiect e slab sau nu. Înseamnă că oamenii au viziuni diferite la un moment dat ca și în viața reală. Nu mai ești pe aceeași lungime de undă și mergi pe calea ta pe drumul tău. Ok deci pe partea asta de fondator de tot ce în spate jos pălăria. N-am niciun stres cu proiectul ăsta. Oamenii ăștia în spate imediat vi arăt sunt ce trebuie din domeniu și și numai dacă te uiți așa rapid la domnul ăsta, care este un indian, ce unde ce a terminat el așa ca background. E un IT, sau ce, sau e un economist. Și el a fost la Nirma, un institut de tehnologie. Deci, până la urmă, omul ăsta și toți cei spatele lor sunt oameni cu experiență, cu cunoștințe în domeniul tehnic și în cripto. De da asemenea, poligon, atâția ani, deci trecem peste, da? Deci mă gândesc că ne-am înțeles. Din punct de vedere al echipei, n-ai ce, ce să le găsești negativ. Dacă aveți ceva negativ, chiar lăsați un comentariu sau nu, poate mi se pare mie și spre bully și în ultima vreme am văzut că mai apar comentarii că pe anumite videouri sunt prea și pe fundamente. Păi, și ce să fac? Dacă asta e viziunea mea, asta prezint pe canal. Eu nu să mă ascund să vă prezint pe fiecare proiect, că la viitor și așa mai departe. Unele le prezint normal. Uite, asta bună, asta rea și unele le prezint wow, pentru că îmi plac și mie și doresc să investesc, dar este decizia mea, trebuie să vă faceți și voi research -ul. Când mergem pe... Hai să mergem pe site, până la urmă. Ce spun ei că sunt? sunt baza esențială pentru blockchain-urile moderne. Până la urmă aici nu o să fie doar cu Ethereum, o să fie multe blockchain-uri și ce vor ei să fac? Îi spun că cu Avail nu a fost niciodată mai ușor ca să-ți faci propriul blockchain. Imediat uităm și la roadmap și la testnet să vedem cum, că este deja pe testnet. Și hai să vedem ce este Avail. Este o soluție care se ocupă de problemele care se întâmplă în prezent în dezvoltarea de blockchain-uri moderne. Și acum să vedem viziunea lor și spun că blockchain-urile monolitice nu pot să țină pasul. Aici e părerea lor. Acum, cei care poate încă nu știu ce înseamnă blockchain monolitic, adică totul se întâmplă pe același chain. Deci nu se separă nimic. Am avut eu un video, cum a, cred că când am prezentat despre Solana și Visa, de ce a ales acolo, uitați-vă, căutați-l, nu vă mai arăt acum Căutați CryptoDan, Solana, de ce a ales Visa sau ceva de genul și o, o să găsiți exact prezentat diferența între blockchain -uri. Și atunci, ei spun că aceste blockchain nu pot să țină pas cu viitorul. Acum, eu nu sunt de acord cu chestia asta, dar până la fiecare proiect își vinde marfa lui, nu? Adică nu o să zică niciodată veil care vorbește despre blockchain modulare, sparte pe nișe, pe bucăți, că ei nu sunt viitorul. La fel nici cei de la Solana sau cei de la care mai sunt Sui, uh, Aptos și sunt mai multe blockchain-uri monolitice, niciodată nu o să fie de acord cu cei de la Alvair, dar până la urmă noi ca investitori, nici eu, nici voi Măcar sincer cu voi, noi nu știm care va fi viitorul. Nu știm care blockchain va câștiga. Vor câștiga lupta supremă, cele monolitice sau cele modulare. Și atunci eu personal nu stau să aleg gata. Investesc numai în criptouri care sunt monolitice. Doamne ferește. Investesc în ambele și o să fac bani din ambele, ca să zic așa, viziuni. Până la urmă, care va cucerii viitorul sau nu, e irelevant pentru noi. Oricum majoritatea o să-l vindem în câțiva ani și o să ni se rupă. Probabil pe mulți nici măcar nu vă interesează și da skip și la video asta că mai puteți voi monoliti, modular. Frate, zi unde cumpăr, unde vând. Na, asta e abordarea voastră, eu nu sunt de acord. Trecem mai departe și aici spune ei la nivelul 2 că evoluția modulară este aici în prezent și ei asta fac și acum îi spun că totul începe cu avail. Îi spun că Vel îți oferă partea aceasta de date și de consensus layer rapid și securizat, astfel încât să ai tot ce trebuie pentru a lansa un blockchain sustenabil. Și spun că sunt optimizați pentru construirea generației următoare de aplicații, de roll de tot ce înseamnă zero knowledge și <coughs> fraud proofs. Aici are legătură totul cu Ethereum în legătură cu aplicații de pe blockchain, astfel încât să aibă o eficiență mărită și, și cum să zic, iz ușurință în folosire. Ce poți să construiești cu Ei îți oferă fundația modulară, astfel încât tu să vii cu inovarea. Deci cumva ei îți oferă scheletul. Ghilimele, hai să zic, magazinul de scule, tu vii și dezvolți pe ei și ei te ajută să scalezi. Și exact ce spune, ai libertate pentru a construi cum vrei tu. Și acum ei spun că ei suportă natural orice tip de să zic de execuție, adică orice. adică nu se focusează doar pe un singur blockchain de execuție, cumva ei sunt natural creați pentru a suporta mai multe blockchain-uri și mai multe. Aoleo, că nu vine în cap environment, medii, medii, medii de execuție și atunci ai puterea să creezi soluții de blockchain. În fine, deja ați înțeles ce vor să fac acum. Hai să vedem cum se laudă ei. Spun că sunt ușor de folosiți, că nu e nevoie să-ți faci propriu set de validatori, că poți să iei securitatea de pe chain-ul Avail. Ei deja au validatori, imediat vă și câți. El scalează natural și astfel developerii au timp să se focuseze pe ce trebuie, pe cum să construiești aplicații, nu pe infrastructură, cum să faci să scaleze. Scalarea o lași în seama celor de la Avail. Securizat, flexibil, trust, minimized, ce mai schis sunt eficienți, sunt pregătiți pentru viitor. Acum, ce poți să construiești pe Avail? Adică cu Avail, cu soluțiile lor. Validiums, sunt niște roll-up-uri L2, te ajută să salvezi, să economisești până la 90% din fiurile când compar cu alte rolapuri care postează direct datele către Ethereum. Deci 90% taxe mai mici. Poți să ai sovereign rollups, adică te ajută să construiești un blockchain în minute, nu în luni. Și poți să-ți adatezi tot ce înseamnă partea logică de pe chain-ul tău, fără să mai cum să zic, rescrie încă o dată un smart contract. Și atunci el este și interoperabil cu orice altă rol de pe avail. Și atunci, cu, tot cu soluțiile lor, poți să-ți faci propriile tale aplicații, cum zic eu, your chain, your rules, adică chainul tău, regulile tale, de deci ei nu te forțează să faci ceva și poți să-ți creezi aplicații specifice cu avail pentru a avea control pe tot ce înseamnă cele mai importante chestii din crypto, pe state, pe Execution, Environment și așa mai departe. Acum vă recomand na, pentru detalii mai multe să intrați și voi pe site-ul lor availproject.org ca să nu facem un video de 3 ore. Ce vreau să vă mai arăt așa interesant când mergem pe About Us Uite echipa, uite ca să am văzut la început cofondatorul este Anuraj Arjun și mai acesta Prabal Bane Rege, Să bag mâna în foc. m n-am verificat în de noi și asta din poligon. Hai să-l direct din... sau nu. Uite. Ce este? Co-founder și ce unde a mai lucrat înainte? Research at Polygon Previously Matic, Matic Network. Deci, din aceeași familie, cum am zis, unde eram, unde eram, unde eram, ande eram. Aici îi vedem pe oameni, până la urmă v-am zis, prin ne mai interesat cofondatorii de unde vin, vin din ecosistemul Polygon, v-am zis pentru mine e ce trebuie. Acum pot să vă găsesc să vă citesc, v-am zis cât vreți voi despre Veil. Uite, hai să vedem ce dapsuri de Web3 și tooluri pentru developeri care sunt în legătură cu Veil. Avem Arbitrum, avem Poligon, avem Ethereum, v-am zis de, de ce înseamnă L2 și hai să vedem care ar fi concurenții direcți al celor de la Avail, cum am zis. Celestia, de care știam și uite încă unul de care nu am știut, care este multi adică este și pe Cosmos, este KYVE, Kive. Și la fel se ocupă cu acești chestie cu data availability pentru blockchain-uri. Acum, unde m-am mai dus eu să mă mai uit? M-am dus pe GitHub să văd, bă, ăștia ori fi ei buni din echipa Polygon și așa mai departe, dar fac ceva, lucrează sau nu? Și ne uităm la data filmării, acum 3 săptămâni, am avut aici ceva pe partea de GitHub, update-uri, am avut acum 2 luni pe tot felul de chestii, acum 2 zile pe cargo.log, acum 2 luni, acum, de să zic, deci activitate există. <coughs> efectiv, poți să vezi cine e ITist, cum arată eficient, adică eficient efectiv clientul de pe blockchainul ul AVAIL. Puteți vedea aici chestii, nu, nu mă dau ceea ce sunt nu sunt ITist, cum poți să-ți rulezi propriul tău nod, AVAIL. Poate vă ajută, poate la ceva airdrop-uri, aici nu bag mâna în foc, vă zic așa, n-am studiat în detaliu. Cine vrea, intrați pe GitHub, Avail și citiți acolo, și vedeți când mergem pe contul lor de Twitter să vedem cam cum se situează, cam ce postează. 19.300 de followeri, cum se descriu ei. Avail is a modular blockchain, uită data, availability layer, design to scale, blockchain networks. Și acum, că nu toată lumea știe foarte bine engleză, nici măcar eu nu sunt dox în engleză, ați văzut că uneori mai pronunț ca Iliescu. Deci Avail este un blockchain modular, focusat pe partea aceasta de data availability, creat ca să scaleze blockchainuri, uri adică rețele de blockchain, adică el e făcut ca să scaleze altceva, adică tu când vii și construiești un blockchain, te poți folosi de suita lor de produse ca să scalezi într-un mod modular, adică în parți nu monolitic, totul se întâmplă pe un singur chain, cum e Solana și așa mai departe ce m-am mai explicat. Și acum era anunțul în 7 noiembrie, că au dat drumul la testnet și tot ce trebuie. Și acum ce urmează, Ei spun că deja se pregătesc validatorii care să testeze testnetul. Trebuie să, fac to să facă tot felul de task-uri ca să testeze, până la asta înseamnă net, adică tu te pregătești de environmentul final, tu testezi să vezi să nu fie probleme, toate, tot ce e în spate, până să fii sigur că produsul tău e final, nu are baguri și atunci o să apară și avail pe mainnet și atunci probabil o să se lanseze și tokenul proiectului. Aici, acum 19 ore, ei comparau cele două soluții pentru scalare și aici avem Polygon ZKVM și zic Validium ce oferă ei. Și aici când ne uităm pe cele mai importante nișe, data availability pe zic Rollup este pe Ethereum, pe Avail este pe propria lor soluție care este mult mai rapidă. Când mergem pe fiuri, pe ei spun că este high, sunt mari pe VM Rollup și foarte foarte mici pe soluțiile lor. Acum vedem și pe partea de Proof Generation, State Verification, chestii de IT, și de ce înseamnă blockchain în spate, securitatea de unde și-o ia fiecare și Final Settlement, cum se întâmplă. Acum, chestii tehnice nu cred că vă interesează. Acum, e bine așa în mare să le știți, dar nu, nu asta mi se pare mie că e foarte, foarte important. Noi trebuie să înțelegem ce face proiectul ca să înțelegem dacă are un viitor în acest spațiu și dacă merită să investim. Acum, de asemenea, toate proiectele participă la tot felul de conferințe. A fost una la aceasta DevConnect, Connect, aici postează ce vă recomand să intrați și voi pe Twitter, să urmăriți, să citiți. Acum nu pot să fac orice știre, tot ce au postat, să vă prezint găsiți foarte, foarte multe informații. Și acum hai să vedem cum arată testnet-ul. Până la urmă, ce avem aici? Avail Goldberg testnet. Și acum vedem blocurile care se întâmplă. Deci se întâmplă tranzacții pe testnet. Se lucrează. putem merge pe conturi. Aia zis aici puteți face, vă jucați și voi. Căutați goldberg.avail.tools și găsiți aici Uite, putem merge pe chain state, pe guvernanță, trezorerie, staking, validatori, deci foarte mult. Uite, deja vedem și validatorii care sunt deja pe testnet, ce comision au. Uite și tokenul care este deja pe testnet o să fie ticarul AVL, în caz că vă interesează să investiți în el. Până la urmă, uite și astăzi, deci nu sunt așa, nu sunt încă pregătit să fie lansat pe mainnet, dar... O să urmeze în lunile următoare și de ce se lansează acum, ați văzut în videourile mele anterioare, asta fac proiectele, așteaptă cele mai bune perioade pentru a se lista, uitați câți validatori sunt, 160, 150 așteaptă să apară, care ar fi staking-ul ideal 50%, cât la sută acum mai pe la stake, 0,1%, cât ar fi inflația, vă dați mai încă nu știu detalii despre tokenomics, când o să apară o să le prezint pe canal. Acum să revin, de ce se lansează acum, urmăriți videole mele din trecut, am unui, mi se pare că nu-i de ratat, în care m-aș citit la nu ratați monedele noi care se lansează cu fundamente. Eu consider că Veil vale este o monedă cu fundamente, se lansează când trebuie în spațiu cripto, când există lăcomie, când o să fie bani care să intre. Până la urmă, toate proiectele vor să facă bani. Ce trebuie să facem noi? Bani pe lângă ei. Cam atâta despre acest proiect. Dacă vreți să așa faceți un research mai aprofundat, vă recomand să intrați pe site-ul lor, să intrați pe Twitter, faceți-vă și voi research-ul, propriul research. Uite, acum am dat în timp ce mă pregăteam așa de final pe partea de ecosistem și acum dacă tot am dat, hai să le zic, care ar fi partenerii lor pe partea aceasta de Validium și Optim, Optimiums, Optimiums, optim, 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 de la Optim, așa, avem Madara, Starkwerk, Polygon, ZKVM, Optimiz, partener pe partea de integrare, avem Equilibrium, Vit, Wit, partea de rolapuri, Eclipse, vedeți mă Eclipse e uai ce face, deci e legată și de Ethereum și de Solana, o nebunie. Partea aceasta de rolapuri, partea de settlement, de layer cu cool, dimension, bridge-uri, wallet -uri, infrastructură, partea de execuție, ia uite. Și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne revedem data viitoare.